200 și ceva de ani, Iulius Cezar, aflat la conducerea legiunilor sale, a venit, a văzut și a cucerit Galia după o luptă lungă și aprigă. Rezistența a fost condusă de Vercingetorix. Acest curajos tânăr conducător a fost nevoit să-și depună armele la picioarele lui Cezar. Conform istoriei, se știe că Cezar a cucerit mult din Galia, dar nu pe toată. O mică regiune i-a ținut piept. Un sat fortificat înconjurat de tabere romane. În acest sat îl vom întâlni pe eroul povestirii noastre, mărețul războinic Asterix. Iată-l acum, pregătindu-se pentru vânătoarea mistreților, tradiția lor. O să te întorci repede, Asterix? Da, mă voi întoarce până la cină. Ceva îmi spune că sunt roman prin apropiere. Au! Ce m-a lovit? Galii ăștia nu se joacă. Ocupația Galiei, după cum vom vedea, nu era ușoară pentru romani. În casă dulce casă, conducătorul legiunilor, Fonus Balonus, medita. Ave, Fonus Balonus! Patrula s-a întors. Ave, Petrole Antropos, ave. S-auzim raportul. Ave, Fonus Balonus! Pe Jupiter, cum de-ați fost bătuți atât de rău? Ați fost depășiți numeric? Depășiți numeric, n-aș zice. Depășiți, n-aș zice. A fost unul. Da, unul. Și nimeni a fost bun deloc. Pe Jupiter! E un secret mare de unde vine puterea galilor. Deci, Asterix, s-a întâmplat ceva deosebit? E, nu. Ba da, am caftit 4 romani. Doar atât? Auzi, Obelix, ai vrea niște mistreți fript? Sigur, dar mai am de cărat câteva din astea. Bun, mistreț fript. Cred că romanii sunt tare furioși. Ne vor ataca din nou? Vei vedea. De
ce să ne îngrijorăm atâta timp cât Panoramix ne poate prepara licoarea magică? Apropo, azi trebuie să-mi iau licoarea. Hai la bătrânul druid. Haide, Obelix. Dar, Asterix, știi că nu trebuie să irosim mâncarea? Auzi? El e. Taie vâscă cu secerea lui de aur. Panoramix! Druidule! Ce s-a întâmplat, Panoramix? M-ai speriat! M-ai făcut să-mi tai degetul cu secerea! Îmi pare rău, Panoramix! Am venit după porția mea de licoare! Șșt! Mai încet! E secret! Veniți cu mine! Prin amestecare, prepar licoarea care ne dă puteri magice! Licoarea magică îți mărește puterea de 1000 de ori! Mai exact, ce pui în licoare, druidule? Originea licorii s-a pierdut în negura vremurilor. Un druid poate spune secretul doar altui druid. Tot ce-ți pot spune e că ea conține vâsc și homar. Homarul nu e chiar necesar, dar îi dă un gust bun, bun. Niam. Dați mie? Nu, Obelix, nu, știi că n-ai voie. Tu ai căzut în cazanul cu licoare când erai copil, iar efectele licorii asupra ta sunt permanente, știi asta? Asterix, de ce nu ne arăți nou efectul licorii? Sigur, am pornit! Acum să vedem ce mai pun romanii la cale. În ciuda asalturilor noastre, acești gali ne tot sfidează. Nu e corect dacă vor lupta 1 contra 4. Își bat joc de noi. Trebuie să aflăm secretul puterilor. Ai dreptate, Marcus Aurpus? Îmi trebuie un voluntar. Cine-i va spune pe gali? Apoi, cu atât de mulți voluntari, mă voi decide jucând scaunele muzicale. Acest joc, care a dăinuit până în zilele noastre, se juca cu un scaun mai puțin decât numărul legionarilor. Și când muzica se oprea, Caligula Minus! Nu vreau să mă duc! Cezarul te va răsplăti, Minus? Nu pe mine! Dacă nu te ofer voluntar, te arunc la lei! Dacă insiști, mă voi duce! Transformați-l pe Minus într-un gal! Între timp, în satul galic. A trecut mult timp de când n-am mai auzit nimic de romani. E un semn rău. Trebuie să fim vigilenți și să ne amintim să luăm rația de licoare magică. Ura pentru Tonabrix, căpetenia noastră! Ura pentru Tonabrix, căpetenia noastră! Șefule! Da, Obelix? Panoramix nu-mi dă licoarea magică. Nu e corect! Pentru că mă simt slăbit. Tu slăbit? Oi, Doamne, vine Stop the Music. Voi cânta acum o odă în cinstea curajului galic. Barbarii! Nu știu să-mi apreciez iarta.
Caligula Minus e gata, Mărite Balonus. Bun, hai să-l vedem. Bine, puneți-le în lanțuri. O să te plimbi pe lângă satul galilor. Când galii te vor vedea, vor veni să te salveze. Iar când vei ajunge în sat, le vei descoperi secretul puterii. Ce zici de planul meu? Ei, fie vorba între noi. Nu-l înțeleg. Duceți-l la inamici! Hei, ușor, ușor, băiete, ușor! Sunt un prizonier fals, dar roman adevărat! Roman! Un roman adevărat! Băieți, nu sunt un prizonier adevărat! Hei! Mi-ar plăcea o bătaie adevărată! Da, dar nu contă pe asta, Asterix. Romanii stau aproape de casă, dulce casă, sau să vrea să fie bătuți. Stai! Oh? Scumul de lanțuri! Plânge cineva? Sus în copac! Mai trebuie să mergem, Marcus, sau Orpus? Taci, te-ți spun eu. Tu vei fi singurul cruțat când vor ataca galii. Nu uite asta. Din romanii. Și au un gal prizonier? Să-l salvăm! Târziu. O putem lua de la capăt. Nu, hai, se face târziu. Haide, micuțule. Misiunea îndeplinită. Hei, să-ți dăm jos lanțurile. Dar nu puteți face asta fără unelte. Oh, unelte? Cine are nevoie de unelte? Ei, cine ești? Sunt Cali... Caligliminix. Locuiesc în Luteția. Dar romanii și galii trăiesc în pace acolo, nu? Băi, în ochii lor sunt atât de viclean și atent, încât ei cred că sunt spion. Oh. Romanii te crezi spion? Ce prost! Curajoasa patrulă, comandată de Marcus Sourpuss, se întoarse în tabăra Casă Dulce Casă. Saltare! Galii au venit, au văzut... Și l-au eliberat pe Caligula Minus. Oh, ce victorie măreață pentru noi! Sper că Minus Caligula să se întoarcă întreg de acolo. Pentru binele lui și eu sper la fel, altfel fac bucăți bucățele. Și îl arunci la lei. Săracul Minus! Ne apropiem de sat. Acolo vei fi în siguranță, Caligula Minix. Nu sunt decât gali. Minunat. Hei, e Asterix și Obelix și au companie. Mă întreb cine este. Cunoști că
căpetenia, marele Tonabrix? Unde-s romanii? Lăsați-mă să-i termin, lăsați-mă să-i termin! Unde-s romanii? Ha-ha, unde-s romanii? Am ajuns! Îți urez bun venit, frate, și sper să te simți ca acasă. Ave, mersi. Acum voi cânta ceva în cinstea venirii tale. Plimbă-te prin sat până la cină. Mine? Voi afla ce unelte folosesc galii pentru prelucrarea metalului. Dă-mi piatra! Uite-o, vine imediat! Doamne, chiar sunt puternici! Trebuie să existe un secret pentru puterea asta! Caliguli Minix! E gata cina! Mistreț Fript! Mistreț Fript! E vreun secret pentru forța voastră supranaturală? Da, dar nu ți-l putem spune. De ce nu mănânci? Altfel o să se răcească. De ce nu puteți spune secretul? Pentru că e un secret. Cretele, ce rost mai are? Dacă aș fi la fel de puternic ca voi, aș putea trece imediat de blocada romană și m-aș întoarce acasă, în Lutenția. Ce zici? E bine, eu zic să-i terminăm mistrețul. Nu cred că familia mea e îngrijorată. E, hai să mergem la druid. Panoramix! Panoramix! Ce mai vrei acum, Asterix? Eu? Nimic! Dar noul nostru prieten, Caliguli Minix, vrea să știe cum de suntem atât de puternici. Nici nu se pune problema, absolut, nu. Dar trebuie să mă întorc acasă și să mă apuc de treabă. Ce treabă? Sunt ghid în Lutenția pe timp de noapte. Le arăt turiștilor Pigaul și Montatrix. Nu. E, bineînțeleg, nu mă doriți. Oricum mă întorc în Lutenția. Iar dacă romanii mă aluncă la lei, la fiecare mușcătură voi striga: e vina druidului Panoramix! E vina druidului Panoramix! E vina druidului Panoramix! E vina druidului Panoramix! Bine, fie! Hei, întoarce-te! Caliguli Minix, întoarce-te! Caliguli Minix! Bine, uite, îți voi arăta secretul puterii noastre. Îți voi da chiar și o porție de licoare. E un secret pe care poți să-l bei? Tu te și cheamă și pe ceilalți, Asterix. Haideți la licoarea magică! Veniți să luați licoarea magică! Veniți să luați licoarea magică! Magică! Hai la licoare magică! Magică! Licoare magică? Licoare magică? Licoare magică?
O porție din licoarea asta îți va da forța necesară să te întorci în Lutecia. Dar efectele ei vor dispărea repede. Are gust de supă de legume. Dar pot să fac și cu gust de altceva, cu miel la grătar, supă de scoici, omletă cu brânză, friptură, prăjitură cu banane, chestii grase. Dar nu simți nimic deosebit? De ce nu încerci mai bine să ridici bolovanul ăla? Nu voi reuși niciodată. Micuțule, oricum trebuie să ai grijă, să știi. E, ce vom face acum? Vom dansa! Să înceapă dansul! Ocupați-vă locurile! Un pas la dreapta și un pas la stânga. Rândul din stânga la inde. Rândul din dreapta înapoi. Stați pe loc, salutați-vă partenerul. Yo-ho! Yo-ho! Trageți de mustața partenerului. Trebuie? Trageți de mustața partenerului. Sunt mustăți false, sunt ultima modă în Lutecia. Nu mai ești gal, ești un spion roman. Prinde-ți romanul. N-are rost, Asterix. Nu uita că de-abia a băut licoarea. Din cauza licoarii tale a scăpat. Pe fecerea mea de aur, tu ai insistat să-i dau și lui licoare? Da, s-o lăsăm baltă. N-a aflat prea multe și efectul licorii va dispărea curând. Stai! Avefonus Balonus, am aflat secretul galilor. E o licoare magică. Unde e licoarea asta? Aici, aici, aici. Vino, Caligula Minus. Vreau să văd efectele licorii magice. Luptă-te cu el. Hai, luptă-te cu ei. A spus luptă-te, luptă-te cu ei. Haide, haide. El să se lupte cu noi? Pe Jupiter, îl facem praf. Ce glumă. Minunat! Miraculos! Problema e că nu avem licoarea asta ca să aflăm din ce e făcută. Nu avem. Eu zic să despicăm ca pe un iepure. Încearcă numai! Hai, încearcă! Ideea nu e rea, dar Caligula Minus refuză să coopereze. Normal că refuz! Cât durează efectul licorii?
În cât timp? Nu știu. Bine, ridică bolovanul. Îl poftim! Că bărbat! Nu te mișca! Când bolovanul ăla începe să fie prea greu pentru tine, înseamnă că efectele licorii au dispărut. Gata! Mult, mult mai târziu. Deci, nu te mai simți atât de puternic, nu? Nu, nu prea. Dacă aș afla ce conține licoarea asta, aș putea deveni împărat. Horus Cezar! Horus Cezar! Îl lăsăm pe Funus Balonus cu visele sale și ne întoarcem la Gali. Mă duc în pădure să mai culeg niște vâsc. Vrei să merg cu tine? Nu, Asterix, tu stai aici, apără satul. Puterea ta se datorează licorii, dar isteț ai fost de când te-ai născut și oricum nu te ții prea mult. Păi, e bine. L-am prins pe druid Funus Balonus. Bravo, Turius Octopus. Drept recompensă, te poți duce la Roma să vezi circul. Roma? Mă duc la circ! Mă duc la circ! Mă duc la circ! Druidule, spune-mi secretul. Secretul niciodată? Omul ăsta trebuie să vorbească. Aduceți-l pe torționar. Acum vom vedea dacă va vorbi sau nu. Spune tot! Hai, druidule, haide! Joacă corect! Te torturăm de ore bune, fără niciun folos, se poate? Pe mine, m-a ajutat să treacă timpul. Druidule, spune-mi secretul și te fac puternic și bogat! Nu! Vei avea mulți bani, mulți, mulți bani! Mulți! Magia druidului e mult prea puternică pentru mine. Și atât de încăpățânat ca un cater. Ce se întâmplă, Asterix? Arăți îngrijorat. Druidul s-a dus la dunevâsc și nu s-a întors. Mă duc să-l caut. Ai grijă, Asterix? Ai băut licoarea cu ceva timp în urmă? Va trebui să mă bazez pe istețime. Panoramix! Droidule, unde ești? Panoramix! 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 Boi la târg, eu am plecat. Vai cât sunt de supărat. Trebuie să-i vând leicuță, dar cineva mai trage la căruță. Cum să vând acești boi mari? Gândul mă sperie ca un coșmar. Nu-mi vine să-i vând leicuță, cineva mai trage la căruță. Ah,
Trebuie să-mi văd de drum prin păduice. N-ai cum să-mi las grânele să se strice. Fără voi, cum să mai mânc căruța? Sunt un om pierdut, vai de mine, leicuță. La târgul voi am plecat. Vai că sunt de supărat. Trebuie să-i vând leicuță, dar cineva mai trage la căruță. N-ai de ce să-ți faci griji, nu-ți vinde boii. Atunci ce? Vinde-ți doar căruța. Ce? Vinde-ți doar căruța și întoarce-te acasă cu boii. Da, ce idei minunate! Boii mi-i voi păstra! Căruța mea voi da și cu grânele voi pleca. Gata, gata, destul ajunge. Spune-mi, ai văzut vreun druid care aduna văsc? Nu, dar am văzut unul cărat într-o plasă. Un grup de legionari îl duceau la casă dulce casă. Ce? Du-mă la casă dulce casă! Dar nu e drumul meu! E cel mai mare târg din zonă. Are și un loc unde se vând căruțe uzate. Eu ce noroc pe mine că te-am întâlnit! Casă dulce casă, venim! De ce te ascunzi? E să le fac o glumă prietenilor mei romani. Minunat, ador glumele. Idiotul ăsta ar trebui să ia un premiu pentru prostie. Stai! Vreau să știu ce ai în căruță acolo. Nimic. Pe Jupiter? Râși de mine! Ce se întâmplă, Cracus Barelus? Țăranul ăsta râde de mine, Augustul Picălbus. Lasă-l să intre. Îl știu, nu e periculos. Iotul ăsta era cât pe ce să mă dea pe mâna romanilor. Am ajuns în tabără. Acum le faci gluma? Nu, se întunecă. Aștept până dimineața, va fi mai distractiv. Da, sigur. Foarte bună! Ar trebui să-l caut pe druid. Să încep de acolo. Cinează cu mine, Marcus de Sorbus, mâna mea dreaptă. Trebuie să vorbim. Mulțumesc, o mări de Fonus. P-
Trebuie să aflăm rețeta secretă pentru licoarea magică a druidului, înțelegi? După ce vom reuși, vom fi invincibili, vom merge la Roma și vom lua locul lui Cezar, înțelegi? Iulius Cezar? Da, prietene, Iulius. Și noi doi vom forma un puternic triumvirat. Am nevoie de el acum. Dar în Roma voi forma un singur triumvirat. Îl dau la lei când ajungem la Roma. Voi deveni Cezar doar eu. Singur. E foarte interesant, dar nu mă ajută să-l găsesc pe druidul Panoramix. E, cu siguranță e în cortul acela păzit. Scuze, am venit să-l eliberez pe Panoramix, prietenul meu. Nu-l lăsați să iasă! E unul din gari invincibili! Mă duc să chem ajutoare! Sigur, du-te! Asterix! Cum te simți? Ai nebunit? De ce ai venit aici? Ai intrat direct în cușca leilor! Șefule! Șefule! Proștii ăștia nu pot face nimic împotriva puterilor mele! Știu asta! Dar hai să ne distrăm un pic cu ei! Am câteva idei! Șefule! 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 Oh, fanus balonus! Ce mai e acum? Am prins un gal în cortul druidului, dar avem nevoie de întăriri, altfel scapă, prizonierul scapă! Am prins un gal... Pe marele Jupiter, sunați alarma! Suspansul mă omoară. Îmi arunc arma la picioarele tale precum Vercingetorix, căpetenia mea, a aruncat-o la picioarele lui Cezar. Hai! Mă predau! N-am timp de pierdut! Legați-l pe gal, soldați! Sau vă dau pe toți la lei! Auzi-ne, de la la... Lei, zice el! Se vorbește serios! Tabăra e invadată de un gal. Nu e corect. Putea aștepta să mă trezesc și eu până să facă gluma. Nu e corect. Nu e frumos din partea lui. Nu e frumos. Thank you.
Deci refuzi să vorbești, nu, druidule? Dar mâine, pe stâlpul de tortură, prietenul tău poate va fi mai vorbăreț. Habar n-au câte vorbăreți voi fi. Voi depăși recordul la vorbărie. Șt, uite că vin. Anus Balonus vrea să te vadă. Licorii magice? Eu? Nu. Pentru ultima oară, druidule, dă-mi rețeta licorii magice sau îl torturăm pe prietenul tău. Nu mă sperii tu pe mine, romanule. Am încredere în curajul prietenului meu. Vom vedea. Legați-l pe galul ăsta de masă și aduceți-l pe torționar. Aici sunt. Știți motoul meu, mereu pregătit. Super gata. Milă, te rog, nu-mi face rău. Nu mai rezist. Te rog, te rog. Pe marele său, tău, dat-i destul. Nu suport să-l văd suferit așa. Vă spun tot, tot. Destul. Morționarule, cetează. Îndurare. Dar, șefule, nici măcar n-am început. Îndurare, te rog, îndurare, te rog! Bine, druidule, spune-mi secretul, că de nu, îl las să-și termine treaba! Voi prepara licoare în fața voastră, dar am nevoie de niște ingrediente pe care le pot găsi numai în pădure! Ce fricoși sunt galii ăștia! Vei avea tot ce trebuie! Duceți-vă cu el, îl voi ține pe celălalt gal ostatic! Ruindul s-a întors. Acum vreau un ceaun mare. Păi, dați-i ceaun! Un pic de sare, un vârf de piper și o lăsăm să fiarbă puțin. Așa, să fiarbă. Să fiarbă mai repede! Dar lipsește ceva. Un ingredient esențial. Ce anume? Capșuni! Căpșuni? În anotimpul ăsta căpșuni? Sigur, nu va fi ușor. Dar putem aștepta sezonul căpșunilor? Nu! Trimiteți cei mai rapizi curieri! Vreau căpșuni! 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 Ai idei bune! Tu te-ai gândit să-i trimiți după căpșuni? În timp ce noi huzurim pe cheltuiala lui Cezar. Ma. Curierii sunt plecați de zile bune. Niciunul nu s-a întors.
Curierii s-au întors? Ofonus balonus. Asta e bine! Ave, Ofonus balonus! Ave, legionarii mei! Ați găsit capșunii? Nu! Nu, domnule! Nici o capșună, Ofonus! Și l-am pierdut și pe Iulius Octopus! Iată-mă, Ofonus balonus! Uite, am găsit căpșunile! Am găsit un negustor care se întorcea din Grecia. Am plătit greutatea lor în aur. Da, e bine. Vei fi recompensat, vei pleca la Roma și îți dau voie să mergi la circ. Mă duc la circ! Mă duc la circ! Mă duc la circ! Brăidule, uite căpșunile care îți trebuiau pentru licoarea magică. Ce părere ai de ele, Asterix? Nu sunt sigur că sunt de cea mai bună calitate. Putea să fie și mai rău. Mi-am schimbat părerea. Sunt excelente. Sau ce trebuie pentru licoare. Mai trimite după un coșuleț. Hai că n-ajung astea. M-am săturat! Mă nebunești de cap, nu ești cinstit! Nu ești cinstit! Nu te mai nebunele! Bine, gata, nu mai plânge! Calmează-te, îți prepar licoare! Nu mai plânge, nu va prepara! Desigur, o să fac fără căpșuni! Sigur, nu va fi la fel de dulce, da? Oricum, căpșunele îți pot provoca urticarie! Eu voi fi primul! Pe Jupiter, care e dovada că licoarea ta nu este otrăvită? Aș fi bucuros să o încerc eu primul, dacă ți-e frică. Ba nu! Că dacă licoarea e bună, ție îți vor spori puterile și vei deveni invincibil! Eu vreau un voluntar! Am spus că vreau un voluntar! Ofonus balonus, nu risca viața legionarilor! Încearcă licoarea pe o persoană obișnuită! Da, bună ideea! Amice, tu, da, ia vină în pace! Cine, eu? Da, pare bine să te cunosc, prietene! Te simți bine? Nu mă simt bine! Mi s-a spus că-mi pot vinde căruța, dar nimeni nu vrea să o cumpere. Și am nevoie de boi. E numai vina lui. Nu prea înțeleg ce vrei să zici, dar ca să te consoleze, uite, îți dau un pic din asta. Nu, mulțumesc. Eu nu beau. Mă dă bea! De ce vă uitați așa la mine? N-ați mai văzut un vânzător de căruțe care să bea? După ce ai băut licoarea asta, ești cel mai puternic om din lume! Eu? Eu? Ce nu o stimiești? E o mare glumeț? Dacă vom vedea noi, ia lovește pe cineva! Dar nu sunt supărat pe nimeni! Un voluntar pentru bătaie bună! Aș vrea mai mult entuziasm atunci când chem un voluntar. Eu, mă ofer eu. Tu? Pe Jupiter, ce idee bună.
haide, haide, dă-i drumul. Hai, lovește-l! Hai, lovește-l, prostule! Lovește-l! Da, Jupiter! E absolut minunat! Te-a durut rău? Am crezut că mi-a căzut cerul în cap. Păi, dacă nu mai aveți nevoie de mine, mă voi pleca. O voi la târg, eu am plecat, dar de dat nu i-am mai dat. Dar chiar și așa de aș da, fără ei tot m-aș descurca. Chiar și fără boi la căruță, tot ajung la marele cuță. Nici o teamă nu mai are tecuța, poate să-și tragă singur căruța. Boi, trag căruța, lene, ce bogat voi fi, băi nene. Am și grâne, am și boi, voi face la bănet puhoi. Cu boi la târg eu am plecat, dar de dat nu i-am mai dat. Ce afacere am făcut, așa noroc n-am mai avut. Licoarea, licoarea aia are, are ceva în ea care e magic. Înainte, veniți să luați licoarea magică. Trupul spre Romane e deschis, Marcus Sourpuss. Zilele lui Cezar sunt numărate. Tu, druidule, scrie rețeta licorii magice, haide. Ne vom ocupa de ei după ce vom avea rețeta. Asta o să-i învețe minte. Pe barba druidului că da. Ah, așa. Ia să încercăm acum noile noastre puteri. Ia să încerc eu cu bunovanul ăla. Unul mai mic, nu? Asta e bun. Sunt puternic! Sunt un super om! Câtă îndemânare! Sigur! Fănuș, Valonus, nu-ți trebuie îndemânare ca să ridici pentru cicaia. Ai dreptate! Deci m-a spăcălit, Colinor! Licoarea asta nu e magică! Ba e! Bonus, Valonus, hai să-i tăbăcim bine pe galii ăștia! Cum îndrăznești să apari în fața mea nepăderit? Un bun legionar trebuie să fie mărmerit! Dar un bun lider al legionarilor ar trebui să le fie un exemplu! Dar... Ce se întâmplă? Uită-te la ei! Ce se întâmplă, druidule? E o formulă veche pentru creșterea părului. Una foarte puternică. Părul de pe cap și de pe față va crește cu cea mai mare viteză! Voi pune să fiți omorâți! Dați-mi antidotul! Dacă ne omori, cine va mai face antidotul? Și oricum, suntem cam obosiți astăzi. Păi da, ne retragem în cortul nostru. Hei, voi doi! Hei, stați! Ce? Bonus, Valonus?
Mi-am prins piciorul în barbă, imbecilule! Sunt la mila acestor cați. Se pare că au câștigat. Trebuie să negociez cu ei. Ce? E un nou joc pe care l-am inventat. Primul care vede o barbă primește 15 puncte. La 10.000 câștigă. V-ați atins scopul, galilor, ce vreți? Promiți să nu despici firul de păr în patru? Să nu mai pomenești de păr, auzi? Asta e pentru barbi. Nu, nu, stați, vă rog, vă rog. Bine, dar nu mă mai bate la cap, da? Să fim exact până la ultimul fir. Vom asculta. Asta zis, gata. A, bine, mă dau bătut. Dați-mi antidotul și vă las să plecați. Păi, vezi tu, nu prea am chef să muncesc acum. Merită aplauze că e atât de deștept. Nu crezi că asta a fost la mustață? Bine, hai, nu te supăra. O voi face. Dar trebuie să merg din nou în pădure ca să adun toate ingredientele. Bine, dar escortat! De ce ai acceptat atât de repede? Nu poți avea încredere în el. Efectul licorii pe care am preparat-o nu va ține prea mult timp. Mâine nu vor mai avea bărbi, așa că am face bine să plecăm de aici cât mai repede. Îmi scap de părul și de parma asta, îi omor pe calii ăia doi. O să-mi dea o satisfacție de plină. Înveni să te scărtăm în pădure ca să culegi ingredientele pentru antidot. Am un plan. De asta noi, galii, suntem atât de buni. Nu mă mai călca pe barbă. Nici băgă barba sub picioarele mele. Grăbește-te, că bărbile noastre continuă să crească. Cred că am luat cam tot ce-mi trebuie. Noi suntem. Bine, treceți la treabă, haide. Am lucrat toată dimineața. Sper să apuc să mă odihnesc și eu cândva. Unde te duci? Poate să mă uit la druid când te prepară antidotul ăla. Nu, mai bine nu. Ne-ai deranjat? Ești prea nervos? Gărs! Păziți cortul ăsta! Aveți grijă să nu ne scape! Vezi tu, Asterix, în ceaunul ăla mic am preparat licoarea noastră magică. Cred că vom avea nevoie de mușchii trei dacă vrem să scăpăm de aici. În ceaunul mare am preparat antidotul. Apoi sare, legume și un os cu măduvă. Deoarece trebuie să gustăm în fața romanilor, am gândit că ți-ar plăcea ceva bun. Licoarea magică e gata! Ar fi bine să tragi o dușcă zdravână. Acum cheamă-i pe prietenii noștri bărboși!
Hei, romanilor, supa e gata! Aduce unul afară! Bine, bine! Gustător, primul! E bună? E bună, dar mie îmi place mai sărată. E rândul tău, Fănuț Balonus? De unde știm noi că licoarea asta nu le va face părul să crească și mai rău? Nu chiar ești mai deștept. Uită-te la mustața mea. Vei vedea că nu mai crește. Pe Jupiter! E adevărat? Făieți dieți! Te mărucesc ca porciu. Da? Acum, gărzi, prindeți-i pe cei doi gali. Cu plăcere. Nici dacă-ți cade toată barba. Dă drumul, legionari, ajutați-mă. Să desmedicesc. Începuse să-mi placă. Toți, treceți înapoi. Romani! Și mai mulți romani. Da. Mulți mai mulți. Suntem încercuiți? Întăriri! Au ajuns la fix! Ce noroc! Asta nu e bine! V-am prins, galilor! Vă dau de mâncare la lei! Fonus Balonus, este așteptat în cort, e urgent! Urgent? Da, urgent! Mă, cui pelerină îl murdărește cortul? Dă vina pe Cezar, adică este a lui! Iulio Cezar? În persoană! Am venit să văd cum te descurci împotriva galilor! Vreau să știu ce era atât de important de făcut de garnizoana ta nu m-a întâmpinat cu onorurile cuvenite! Păi, adică, vedeți, ne-am luptat. Tatăl, adică ne-am luptat cu niște gali pe aici. V-ați luptat cu gali? Câți? Doi. Pe Cleopatra! Arată-mi pe cei doi gali care sunt capabili să țină piept unei garnizoane de legionari. Ăștia sunt teribili gali! Ia spuneți-ne exact, ce s-a întâmplat aici? Cezar, Fonus Balonus încerca să ne fure licoarea magică pentru a fi invincibil. Intenționa să devină împărat. Ius! Măi! Vreau să vă explic. Nu te mai obosi! Hai, du-te să te barbierești, da? Bine, tu și oamenii tăi veți pleca în Mongolia de Sud. Sunt și acolo barbari, mi-au zis spionii mei. Pot să vă explic totul. Cât pentru voi, în schimbul serviciului pe care mi l-ați făcut, vă eliberez. Dar nu veți avea liniște decât puțin, deoarece ne vom întâlni curând, galilor! Mă bazez pe asta, Cezar! Cât un zi au venit?
Asterix! Ura pentru Asterix! Ia medalia noastră! Ura pentru Asterix! Să ne bucurăm pentru victoria decisivă a fraților noștri! Ura pentru Asterix! Capetenia noastră! Să înceapă festivitățile! Sata la acestor gali curajoși se sărbătorea o nouă victorie obținută datorită zeilor lor, datorită inteligenței, magiei și curajului. Știau că viitorul le va aduce noi victorii împotriva legiunilor romane. A fost realizat în studio.